Avem niște emoții îngrozitoare, ții minte că șvarț. După fiecare spectacol vedeau, veneau fanii și erau grătare, erau chermeze. Toată lumea nevoia acasă la ei. Phoenix a fost întotdeauna o echipă mai revoluționară. Dar se știe, toată lumea știe că au plecat în boxele Marshall. Și i-am pachetat în boxe și au... Și au trecut granița în grani. Toată trupa Phoenix. Și în state am făcut nu știu câte ieșiri. În state, în Canada... Uh, Turnee, turnee. Și copilul ăla va crește într-o atmosferă civilizată și el e soțul e un timp fain. Bună seara! Suntem din nou la podcastul lui Damian Drăghici. După cum vedeți, acum suntem într-o nouă locație. Am chemat astăzi pe cineva care să ne facă saftaua, și e foarte norocos când încep anul cu el sau o nouă locație. Mă bucur să-i avem pe cei de la Kaufland care sunt alături de noi și ne, ne sprijină în această inițiativă. Le mulțumesc foarte mult. De data asta o să avem un invitat foarte, foarte special, cu totul special. Sunt fanul muzicii lui, am crescut cu muzica lui, iubesc muzica lui și toți cred că iubiți muzica lui și nu numai muzica lui, personalitatea lui. Este un suflet bun, un om bun și un mare, mare artist și muzician. Am mare onoare să l-am invitat pe Mircea Baniciu. Bună seara sau bună ziua, depinde când uh, sau care e timingul uh, evenimentului ăsta. Eu mă bucur că sunt invitatul tău și sper să, să fie pe cât posibil vizualizat, în sensul că uh, putem, putem vedea dacă lumea ne mai iubește sau mă mai iubește sau mă știe sau mă înțelege. Sigur vă iubește mai iubește. De aceea, orice prezență în, 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 internet sau în televiziune e o, de până augur sau e binevenită pentru mine. Cine este Mircea Baniciu? Un copil, eu zic că am rămas încă virgulă, copil și mă simt de multe ori în, în postura asta, așa cum uh, mă simțeam uh, niște ani de zile în urmă. Copilăria, cred că e unul dintre puținele lucruri pe care e bine să nu uităm, să nu pierdem. Și uh, am rămas în bună măsură un, uh, un om mai tânăr decât uh, 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 mă rog... Uh, mă arată anii pe care am uh, și sper să păstrez să păstrez uh, ideea asta de copilărie și de tinerețe pe, tinerețe pe, cât, pe cât mai mult posibil, pentru că uh, e nevoie de lucrurile acestea atunci când îți propui să mergi mai departe. La ce vârstă a început Mircea Baniciu să cocheteze cu ideea că vrea să facă muzică sau când și-au dat seama părinții sau cineva că e vorba despre muzică. Asta e chiar, chiar, că e o poveste pe care am, am mai spus-o, dar de fiecare dată în alt fel. La grădiniță, la grădiniță, maică-mea a constatat, mă rog, spunându-i fetele care aveau grijă de, 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 de noi, de copii acolo, că vezi că ăsta are talent. În același timp, gazda în care, sau casa în care stăteam, a fost a proprietară, a făcut, ea a făcut, era o bătrânică simpatică, ea a făcut conservatorul la Viena. De altfel, cum e Timișoara, un oraș cosmopolit, aveam și unguri în cartier, aveam și evrei, aveam și nemți și așa mai departe. Ea era de origine austriacă, iar casa în care locuiam era o casă foarte frumoasă pe care a construit-o ea cu tatăl ei și pe care bineînțeles că au pus gheara comuniștii și nu noi nu de povestit asta, în orice caz, locuind în aceeași casă cu ea ea a observat că Baniciu ăsta micu are, are ureche muzicală și bineînțeles că a făcut-o posibilă să mă ducă la o prietenă de-a ei care era profesoară de pian și care făcuse conservatorul la Viena să, să încep să și învăț câte ceva, pentru că era important din punctul ei de vedere. În același timp, înainte de treaba asta, așa ca, ca glumă, înainte de a ajunge eu la pian, mă chema la ea în casă, pentru că mă jucam prin curte, eram uneori mai că mi-a lucrând în trei ture, lipsa destul de mult de acasă. Și mă lua la ea, avea în, în casă discuri de patefon, avea un patefon care încă funcționa și toate discurile erau cu muzică clasică, muzică în special de operă și mie mi-au intrat în uh, ureche și în arile alea. Era Mario Lanța, era Paparotti, nu era încă. Erau, uh, uh, nu-mi vin acum, dar Mario Lanța mi-a rămas uh, ca unul dintre interpreții principali pe care îi asculta aia. Erau plăci de patefon, plăci din acesta de bachelită și... Uh, Pune, le punea din când în când uh, și pentru mine, poate în mod special pentru mine. Mergând mai că mea cu mine după aceea la cămină într-o dimineață, cu tramvaiul, bineînțeles, pe la șase, mă lăsa la, servici, la căminul serviciului unde lucra. Eu am început să fredonez oare dintr-o operă, în tramvai, și uh, la un moment dat, Vatmanul, auzindu-mă, a frânat și, mă rog, era o stație uh, unde uh, oprise. Uh, și a zis mai că mi așa în de glumă zice pe asta muzicant o să-l faceți <gântu -i> și n-a trecut mult că eu nu credeam în treaba asta m-am apucat după ce am terminat cu pianul prin clasa șapte a șaptea, opta mi-au ajuns, mi ajuns orele de pian, nici nu mai aveam răbdare cu pian doream o chitară și ca toți puștii din perioada aceea Chitara pe care am primit-o Am primit-o în schimbul intrării la liceu Că eram și un pic mai golan Și cu multă energie A fost destul de complicat Mai că mi-aș făcea probleme pentru mine Și a zis, intri la liceu, primești chitară Eu nu m-am mai dezlipit de chitară Aceea am și făcut Școala populară de arte Se făcea în perioada aceea Ca să învăț note Să învăț, să strunesc Să strunesc, cum îi spuneam. Instrumentul să știu cam cu ce se mănâncă. Era foarte important uh, pentru mine. Domnule, dacă fac un lucru, hai să-l fac, uh, să fac pe, pe măsură ce se poate mai bine. Și iată că, până la urmă, am intrat la arhitectură, student fiind. Uh, uh, și, bineînțeles, aveam admiratoare, fanele, nu știu ce, și în liceu eram printre cei mai uh, plăcuți la petreceri și la. veneam cu chitara și era, era, era cum să vă spun, era, aveam momentele mele foarte plăcute acolo și uh, necrezând, n-am crezut niciodată că se va întâmpla ca din, să spun, hobby-ul ăsta al meu pentru instrument, pentru muzică, să îmi fac și o meserie. Iată că s-a întâmplat. Am făcut, am făcut cât am putut să mă pregătesc pentru arhitectură, am intrat la facultate și la foarte scurt timp după ce am intrat, au venit ăștia de la Phoenix și au spus, hai și cu noi puțin arătam bine, făceam sport. Cum, cum v să... cunoscut? Cu cei de la Phoenix? Cu cei de la Phoenix făceam canotaj în Timișoara, deci era și Moni Bordeanu, cel care s-a dus, fostul solist, era și Nicu Covaci în, în baza asta, de, în baza școlii sportive și făceam sport acolo, deci trăgeam cu barca pe bega, deci eram zilnic, aproape zilnic, iarna făceam sală, eram bine, adică arătam destul de, de, de bine ca niște oameni care se vedea pe ei că fac sport. Și în cantonamentele pe care le-am avut, i-am cunoscut mai bine, mai ales pe Moni Bordeanu, care era, el era și student la ICF, de Facultate de Sport și el ajunsese cumva vedeta Timișoare. Mi-am dorit foarte tare, pândindu-l cumva pe la colț, așa să văd ce face, cum face și care, mă rog, care, care sunt proiectele lui și ce au de gând să facă și cum. El cânta destul de bine și el la chitară, cânta, avea în echipa lui, erau niște băieți care scriau și versuri, avea idei muzicale, era, era interesant ce făcea, dar era vedeta Timișoara, avea și niște rude în străinătate, primea haine, țoale și când apărea era, fetele erau pe spate și, Doamne, zic dacă mi s-ar întâmpla și mie lucrul acesta e, și n-a trecut mult, el a plecat în vârful carierei să zic, deci a primul vârf al Phoenixului de carieră și de succes a fost prin anii 70, când el a plecat în în America, având rude acolo și primind pașaport, primind aprobare. Mama lui fiind germană, nemțoică și taică taică moldovean, de ai noștri. Și mă rog, ei uh, au pus au depus actele cu mult timp în urmă, urmând ca în momentul în care vin actele să plece. Și s-a și întâmplat ca actele să vină exact când phoenix era în primul vârf, aș putea spune, de succes. Aveau un succes maxim pe vremea aceea, erau printre cele mai tari trupe. Era sincronul mondialul, progresivul, Phoenix, da, Phoenix deținea, deținea locul întâi. întâi. Și din cauza lui Monica, care era un showman foarte bun. Și piese interesante cu versuri, aveau doi textieri, Victor Cârcu și Victor Șubagău, care scriau versuri pentru ei, ideile le făceau împreună, el și cu, cu Nicu. Și deci Monia da. a ap plecat în America? America. Plecat exact în momentul... De vârf, în 70, când am eu chiar intrasem la, la arhitectură. Și din una într-alta am ajuns printr-o întâmplare să cânt într-un club care, a cărui uh, instalație de sonorizare era a fenicilor. Deci ei asigurau sunetul acolo și uh, printre cei care au venit acolo au fost și câțiva, Dorel Vintilă, Camo Ceabela, Basistul și Tobar au fost, uh, erau permanent pe acolo. Și mai era și un inginer de sunet, noi spuneam Jvarț, Calvoran îl chema, îl chema, că nu mai e. Cam cea s-a dus, Calvoreanu s-a dus, s-a rămas doar el Vintilă care e în Suedia. Și ăștia i-au spus lui Nicu, deci eu am fost invitat la o, o, un eveniment, o agapă, într-un moment al unui al Petru Manschi, ziarist, care avea un fel de ceaiul de la ora 5, se numea 6 PM. Clubul 6 PM, nu știu ce. Și acolo am fost invitat împreună cu Eugen Gondi, cel unul dintre tobarii noștri da, da. de jazz foarte important care e în Amsterdam acum, Francis Valcaie, care era în conducerea de balet a operei, nu știu ce, cu soția lui și eu eram al treilea, deci trebuia să completez cumva ceea ce făceau egondii, făceau solo de tobe, o ciudățenie, își prezenta pe niște diapozitive tablourile, fiindcă făcea design și uh, desena și era absolvent de, de facultate de arte. Frank Zival, care au făcut niște dansuri acolo, niște ciudățenii, pe vremea aceea, iar eu cântam câteva compoziții de ale mele, Donovan, uh, Pițiger, uh, de astea, de folk, uh, Dylan, Donovan și așa mai departe. Și succesul a fost neașteptat pentru mine a fost ceva, aveam niște emoții îngrozitoare, ții minte că Șvarț, Șvarț, inginerul de sunet, care după aceea, ani de zile am tot comunicat și am stat împreună ca prieteni. Vin-o până jos, zice, că văd că stremură în picioarele, zice, vin-o încoace. Și mi-a dat o sută de vot, că eu nu eram băutor, vă dați seama, că mi-a trecut, mi-a trecut, mi-a trecut tremuriciu și toate alea am prins curaj și a fost un eveniment pentru toți ziarele care au fost invitate acolo, ziariști, nu știu ce au scris foarte frumos. Mai că mi-a Dumnezeu să o odihnească, avea articolele care s-au scris atunci și. Deci am început cu drept, aș putea să spun, ne gândindu-mă niciodată la mai mult. A fost un eveniment, a fost ceva. Mai cântam din când în când invitat la teatru, în spectacolele lor. Aveau niște spectacole, teatru maghiar și teatru german. Și a, asta a fost. Fiind student, nu aveam timp de... de, de uh, pentru că anul întâi la, la arhitectură a fost foarte, foarte greu. Și când am trecut de anul întâi, pentru mine pentru mine, a fost una din cele mai mari victorii, pentru că eu cu matematica nu prea eram, uh, nu prea eram prieten și uh, la admitere nu ni s-a cerut foarte multă matematică, în schimb, pe parcurs uh, au dat-o tare, un... Uh, mm un sector de arhitectură într-o într facultate a Politehnicii, care mă rog, profesorii de acolo țineau foarte tare la, la profilul matematic al instituției. Și am terminat anul întâi destul de, de, de greu, asta pentru că începusem să repet cu Phoenix și și să cânt, din când în când mai cântam pe la un bar de noapte, mai cântam în stânga, în dreapta, dar nu eram foarte hotărât și eu nu eram foarte hotărât să rămân cu ei pentru că am considerat că nu ăsta e destinul meu și n-am nicio, nicio șansă să merg mai departe cu ei. Și uite că s-a întâmplat exact pe dos, că lucrurile au mers în ce mă privește mult mai bine cu muzica decât cu arhitectura, pe care culme am terminat-o. Greu, dar am terminat-o, pentru că în perioada a parcursul studențesc mi-a fost, cum să vă spun, întrerupt de turnee și spectacole care le-am avut cu Phoenix, pentru că aveam... La insistența părinților sau... Ce, mai mea să n de așa ceva, n-avea... Ce avea. Bărea, bărea... Eu am crescut fără tată, ca de altfel fiecare dintre... Vrea arhitect, fiecare... bărea... Normal, normal. Și m-aș întrebat după ce am terminat, pe ce faci, nu te duci să muncești? Să nu știu ce și-am zis. <laughs> pe 1700 de lei salariu. M-aș întrebat o femeie, după ce au plecat ăștia, am avut o, o să-i spun, o întâlnire cu ăștia de la securitate, Bineînțeles că ăștia au fugit, colegii, să știe. Dacă ajungem acolo. Toată lumea știe de chestia. Exact. Și uh, uh, m-au pus să semnez uh, cumva un act, uh, cum că uh, mă duc la, la, uh, la postul pe care îl primisem. Primisem un post foarte bun în Arad. Sau mă duc și mă angajez, sau trebuie să-mi plătesc studiile. Și atunci am... Uh, am prins un loc la DSAPC-ul din Timișoara, Institutul de Proiectări, unde am stat am stat destul de altfel de puțin și acolo era o femeie de serviciu foarte simpatică și zice Baniciule, da, ce salariți dau ăștia? Păi zic, stagiarul 1.700 de lei. Ha! Zice, eu am 2.500. <laughs> da, asta Și fost... în perioada, înainte să fugă restul băieților de întrupă, cât câștigați de în, de la un concert? Sau la a, se câștiga bine. Deci aveam, în primul rând, aveam atestatele în care un atestat, întâia solist cum aveam eu, era 200 de lei de spectacol, care bineînțeles se impoza. Dar aveam două spectacole pe zi, erau 400 în perioada aceea în turneu. Erau 400 de lei pe zi. Dacă aveam un turneu de 10 zile, aveam 4.000 de lei. Păi 4.000 de lei pe vremea lui Ceaușescu. Erau bani. Și eram student. Deci, Plus că nu plăteați mâncare, hotel, nimic, erați da, în continuare. Ba da, plăteam mâncare, dar ce mâncam? Nu, no, dar în turneu mă refer, adică era... Ba da, dar plăteam, ne plăteam, ne plăteam mâncarea și, și băut, dar nu prea beam pe vremea aia. Și ciuguleam, eram subțiri, eram frumoși toți, nu era, nu era, cum să spun, nu eram cu mâncare. Plus că eram invitați în stânga, în dreapta aia, eram, după fiecare spectacol vedeau, veneau fanii și erau grătare, erau chermeze, toată lumea nevoia acasă la ei și nu cred că, mă rog, cheltuielile de supraviețuire erau foarte importante, da. Cât a durat și... perioada de când ați intrat până când au fugit uh, restul membrilor? Șapte ani. Șapte ani cu voinicie și a bătut joc de domnie. Da. Și atunci în perioada aia am, am mă rog, am terminat și facultatea, am și scăpat de armată pentru că intervenise... Păunescu, Adrian Păunescu, care avea un cenaclu foarte important. Da, -am da. Sigur, noi uh, am colaborat cu el, uh, mă rog, episodic, nu, nu tot timpul. N-am fost uh, cumva prinși ca membri ai cenaclului, dar când avea nevoie de noi, eram eram prezenți, pentru că ne-a salvat de armată. Aici era problema. Ca uh, în perioada aceea să, să te ia A, doi, să te doi ani doi de, zile, de zile să te. Un an și îți, obrunie, era exact. Îți întrerupea tot tot, deci trebuia să o iei da capăt după, după, după un stagiu de-asta militar, unde și te prostei că n -aveai ce să faci. Da. Bine, în cazul meu ar fi fost, a, aș, fi, am, aș fi avut termenul acela redus, doar șase luni de zile se făceau cu pe cei care au absolvit facultatea. Da. Și lucrurile au mers foarte frumos în ce, în ce mă privește și. Eu zic că a fost o baftă, a fost un noroc, pentru că dacă nu era spectacolul ăla atunci, ciudățenia de, în care am fost invitat, nu cred că nu cred că s-ar fi aflat sau nu ar fi aflat băieții de la Phoenix că uite-te ce se întâmplă. Plus că altă fază care s-a întâmplat și eu am rămas în echipă, cumva ce a dat afară pe toți. Deci rând pe rând. Rând pe rând au plecat. Nu știu dacă i-a dat neapărat afară, dar lucrurile au mers uh, din ce în ce mai prost cu vechea formație. Deci, vechea formație care era. Bordeanu plecase, era doar Vintiră care a plecat și el, era Camocia Bela care a plecat și el, s-a apucat de jazz, Günther Reininger care cânta cu amicii, era o trupă din Timișoara care și acum mă întâlnesc cu, cu șeful lor care este în Sinaia și tot, tot povestim de ce făceau ei acolo. Deci uh, uh, ei au părăsit echipa neplăcându-le noul uh, cum să spun, noul proiect pe care Nicu intenționa să-l facă. Și asta pentru că după ce a plecat Bordeanu, Bordeanu nu a plecat așa aiurea. Uh, a fost un spectacol, el era deja cu pașaportul în buzunar în mai, la Timișoara, la sala Olimpia, un spectacol pentru sinistrați. În 70 au fost niște inundații, niște inundații masive, ori, nenorocire ce a fost prin Ardeal și peste tot. Uh, pentru sinistrați, uh, ai noștri, deci Timișoareni, au făcut uh, un spectacol, bineînțeles, Phoenix, uh, cu uh, încasările pe care trebuiau să, să, să le dea sinistraților niște fonduri pentru sinistrați și uh, Moni Bordeanu erau în loja oficială a sălii Olimpia din Timișoara, era toată protipendada comunistă. Și Bordeanu nu era dus la biserică, avea, avea niște chestii. Zice, mă renervat ăștia, am văzut în interviul lui, zice, și atunci cu pașaportul în buzunar am putut să le zic da. El fiind, deci toată gașca fiind de frondă, nu prea aveau treabă cu comuniștii și cu nu știu ce. Phoenix a fost întotdeauna o echipă mai revoluționară. Și... Câți ani avea Bordeanu atunci? Poftim? Bordeanu, cât avea? Atunci avea 20 și... 2, 23. Și a plecat în America și nu a mai putea cu muzica. Nu a mai făcut nimic. Eu nu știu. I-am întrebat Azi pe. A mai mulți. vorbit ceva sau ceva cu el? A, nu, 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 nu. A mai vorbit după ce s-a întors, după ce a venit înapoi, după aceea că l-a la Covace, în Germania, înapoi. Bineînțeles că în locul meu. Deci, Nicu gândindu-se că în Germania, dacă pleacă, el, uh, Moni fiind și vorbitor de engleză și de, de germană. Deci, uh, având părinții de așa natură, a avut climatul necesar ca să, să poată să, să vorbească curent două limbi și uh, Nicu s-a bazat pe ideea că domnule ăsta vorbește germană, vorbește în engleză, cântă, mai și compune fiind ei prieteni de atâți ani, nu știu, ne gândindu se că el venind înapoi nu mai știa să cânte. Wow. După șapte ani de zile cât a stat în America, cât a stat în America, n-au putut să facă nimic cu el. Înțelegi? Și ei, fiind toată trupa, de deci era și era Capl, Țăndărică, Krauser, Covaci, ei erau spatele și monii trebuia să fie fața. N-au putut să lege cu el. Să lege cu el. el a rămas, bineînțeles, chemat fiind din America, a rămas în, în Germania și au rămas împreună cumva. El găsindu-și altă treabă. Până la asta a fost. Și s-a stabilit în Germania și a rămas acolo. Da, da, da. Unde de altfel s-a și, și, dus bietul de el. Că a făcut un diabet de asta nenorocire. Trebuie să mai vorbim noi de ale noastre când ne, când ne A mai rămas care... cu muzica sau nu? Poți să, să, te laud aici pe podcast că arăți din ce în ce mai bine cu, cu, cu curile tare. A rămas stăbire... cu muzica el sau nu? Uh, nu? nu, nu. Nu. nu, și în America s-a angajat la nu știu ce fabrică și în Germania dispatcher sau nu știu ce făcea în Germania. Oricum avea un salariu normal, avea o pensie pentru că era pensionar deja și putea trăi civilizat în Germania, fără... Ce s-a întâmplat la momentul plecării lui celor din Phoenix? Cum de nu a plecat și Mircea Baniciu? <laughs> a fost o decizie grea? N-a fost decizia mea. Până la urmă a fost decizia lui Nicu să mă lasă aici, pentru că eu am avut o discuție cu el înainte de... Se profila plecarea. El a plecat în Olanda căsătorit de formă fiind cu o fată, a venit înapoi, clar cu ideea de a scoate trupa afară. Dar el avea în plan, el avea în plan și pe Bordeanu, care era în America, în state, și până la urmă asta a făcut. Iar eu, văzându-mă un pic neotărât, am zis, ce faci, mă, în Germania? Te să speli vase acolo? Ce faci? Le cânti nemților uh, cânte românești? Ce faci cu compozițiile tale, cu toată muzica pe care am făcut-o noi aici? care este, cum crezi tu că ai să reușești la nemți cu, cu, cu treaba asta? Așa am avut dreptate. Au făcut o fame cruntă acolo și s-au spart, bineînțeles, s-au împrășteat, care, care, unde a putut să a dus? Cel mai supărat a fost Nicu, că l-au părăsit ceilalți, care și-a dat seama că începuse să, începuse să aibă probleme cu banii și cu sărăcia. Și mai au un pic și ajungeau să cânte pe temiri unde și nu știu ce pe, pe ce bani. Și atunci s-au spart, pentru că au avut oferte foarte bune. Doi dintre ei fiind nemți, Krauser și cu capl, care au primit cetățenie brusc. Au primit cetățenie imediat. Iar ceilalți doi, Cova și cu Țăndărică, mai greu. Deci... Covaci fiind nume românesc, nu? Covaciu, de fapt, era, nu era unguresc, țăndării nici nicio problemă, dar stați puțin, nemții le-au spus, mai așteptați Auslander. puțin cu... Da, Ausländer. Da, și eu au avut probleme cu viza mulți ani, dar până la urmă au primit cetățenia și, da, până la urmă niciunul nu a rămas acolo. Ăștia doi au rămas și Krauser și cap au rămas în Germania. Ca, ca ideal, adică și ca viziune adică, și ca un documentar sau făcut un film, a fost viziunea lui lui Covaci a fost incredibil, incredibil de curajoasă și inițiativa. Da, sigur că da. da adică da. pentru cei care nu știu, povestea dar majoritatea știu. Plecarea a fost O să da. le povestești puțin cum da, a, cum, a, da. cum a plecat? Plecarea a fost uh, în... spectaculoasă, nu știu dacă știți. Da. Știți? Boxele de bas de la de la chitări și de la uh, dar se știe, toată lumea știe că au plecat în boxele Marshall și i-am pachetat în, în boxe și au și scos, au trecut Pe granița. Toată trupa o, Phoenix. Toată lumea știind că uh, Nico a venit să-și scoate de fapt instalația. Ne bănuind nimeni că în boxele alea care erau foarte mari, cum sunt difuzoarele de, de scenă acum, uh, uh, putea să încapă cineva. Au scos difuzoarele le-au pus într-o parte și în fiecare dintre boxele alea a încăput câte da, unul. Cât, cât de ridicol, dacă stai și te gândești în ziua de astăzi, da. nu e la mintea comuniștilor, cât de ridicol, adică dacă Nico era în Germania, nu putea să-și cumpere acolo boxe, a venit România să le ia? A Nu, le avea deja în România și Ei, nu i-au dar... permis să se le ia de la început. Când a plecat, atunci a plecat în Olanda știind că urmează să se întoarcă și Mai n a că... luat boxele cu el. Dar instalația fiind a lui și a formației, toată lumea știa că noi aveam o instalație so solidă. Și mă rog, eu cred, eu cred că stau și dat niște bani pe undeva. Pentru că niciodată n-am avut cum să cred că Ăștia, grănicerea și cu câine și cu tot, au fost atât de proști. S-a și mușamalizat treaba. Într-un anume fel, uh, oficialitățile, securitatea, așa ăștia, ai noștri, au vrut să scape de noi. În bună măsură, Phoenix era, era un, uh, cum să spun, un punct de frondă. Deci eram. Uh, 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 și Păunescu pe era periculos, și uh, uh, mulți dintre scriitori începuse lumea să cam mișune, să da, da. se să, 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 să cam miște, lucru care nu le convenea deloc. Ei ăștia voiau liniște. Și atunci au zis, hai să scăpăm de ei. S-ar putea ca, într-o anume măsură, uh, treaba să fi fost și aranjată în așa fel încât uh, Phoenixul să plece, negândindu-se că cumva ce are de gând să mă lase pe mine acasă. Ideea a fost că eu am rămas acasă vorbind cu Nicu și întrebându-l ce dracu o să faci tu în Germania cu toți ai tăi. Înțelegi? Pentru că tu vrei să cânti muzică românească. ritmurile cu dastea balcanice, cu toate, toate întrepătrunderile astea de armonii, de nu știu ce. Foarte interesant pentru noi, dar pentru nemți, nu. Și ideea lui era să cânte în română sau în germană? Și în română și în germană, dar nu în germană, în engleză în engleză. Da. Nemții au destule trupe englezești care vin să cânte acolo și, și, care fac succes mare acolo. Nu cred că... Ea ar fi fost poate la un moment dat, dar fără solist vocal. Asta a fost una dintre probleme. Eu am rămas, cum să vă spun, la... de, exact când, când au trecut totul? Nu că... știam, nu, nu. Știam că o să se întâmple într-o bună zi și am spus mă, eu nu prea, nu prea aș merge pe ideea asta să plec aiurea așa, să frec manganul pe acolo neavând încredere și având și prieteni prin Germania întrebându-i cam ce șanse aș avea eu acolo și au zis stai acasă stai pe fundul tău și vezi de treabă lasă-i pe ei dacă sunt da și într-adevăr doi dintre ei s-au realizat acolo vorbesc de cauză Nemți. Și Capel, da, amândoi. Da. Tot cu muzica sau? Tot muzica, sigur că da. Krause era un chitarist de excepție, a cântat cu James Last, ani de zile uh -huh. și a făcut și o grămadă de bani, și și uh, uh, Capel a cântat cu Heinz Rudolf Kunze, care este un. Da, da. Uh, era în Germania foarte tare, foarte tare. Ani de zile au cântat, au compus împreună, au discuri și așa mai departe. Deci, uh, ei s-au aclimatizat, deci fără niciun fel de uh, probleme. Iar ăștia alți doi, care au primit cetățenia, dar mai greu, fiind vorba de Ovidiu și de, de Nicu, care s-au întors în țară. Deci Nicu vine și, și face spectacolele aici, la ora asta, în România. Nu acolo, niciodată. Iar Țăndărică, nici vorbă, nici el. Amândoi sunt, cum să spun, își fac, își facă lucrurile aici. Până și Ioji Capel, care a făcut un proiect, Meșterul Manole cu o orchestră mare simfonică și pe care l-a pus în pagină tot în România. Deci, iată că totuși, întoarcerea la pământul natal este una bună, știi? Ce s-a întâmplat după plecarea lor? A, după plecarea lor... A angajat, gata, Mircea Băniciu a angajat? Da, vreo două săptămâni. Asta n-am rezistat mai mult. A fost o... A fost a, deci, o, o... abia acum era stagiatura, după șapte ani? Exact, da, 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 da. Exact. Eu terminasem cu doi ani înainte facultatea. Deci cinci ani. Și uh, a trebuit să, să mă angajez. Mă rog, am făcut eu ce am făcut, ce am scăpat. Dar până la urmă tot m-au luat la armată șase luni de zile și a trebuit să fac vreo două, trei luni de zile de armată la Bacău în așa fel încât, mă rog, să mă fac, să mă fac remarcat acolo la Bacău și cei de la București să vină să, să mă cheme și să-i certe pe ea de acolo cum de am ajuns eu la Bacău, da. Pentru că a fost o întâmplare ciudată. Da, ideea cu plecarea a fost una foarte ciudată. Eu n-am știut că Tudor Vornicu, care este directorul, directorul televiziunii, directorul române, era șeful, mă rog, departamentului de, așa, de mai multe departamente, era, făcea parte din zona de securitate era avea grad. Și bine, eu îl și în străinătate și nu primeai la ora pe vremea lui Ceaușescu, nu primeai niciun fel de, de post sau de conducere fără să fii pe acolo. Și probabil că s-au sfătuit ei, mă, fiți atenți, ăștia au plecat în Germania, unde nu le merge foarte bine, dar banii au rămas în țară. Deci vârful de lance de la Phoenix este aici. Hai să-l ajutăm. Și la o filmare pe care au avut-o ei în vornicu și cu echipa lui de televiziune la mare unde cântam deja, cântam cu cu o trupă acolo, în mai multe locuri, bineînțeles, eram foarte apreciat, bine plătit și bine primit pentru că eram deja eram un nume, cine ăsta de la Phoenix, da. m-a invitat la televiziune în toamnă și a zis, să zice, hai să vedem dacă știi și fără ei. Și am făcut câteva compoziții, pro șase piese le-am făcut, le-am tras în studio. A avut grijă de mine o redactor, cea mai distinsă dintre ele, care am rămas prieteni ani de zile, Aurora Andronache, care scuze, m-a băgat și în studio și a, până la urmă ei, ei vorbeau în spate, vă dați seama. Și până la urmă am făcut a, câteva emisiuni la audiență maximă. Deci, sâmbătă sau duminică la audiență maximă. niciu. Nu am frumos ca un îngeraj. Atunci, 80 și cât? 80 și. Uh, nu, no, stai, 77 au plecat ei, 78, 79, 80. Asta deci, 30, 28, 30, 29 de ani. Da, sigur. După care, la un moment dat, mi-au uh, mi dat telefon cei de la Electrecor, zice, domnul Banițiu, da, veniți să vă faceți copertă. zic ce copertă să fac, eu n-am venit în studio să-mi trag vreun disc. Ăștia luaseră piesele, deci le-au dat piesele de la televiziune. La Electrecord. De la Electrecord, la Electrecord și faceți și disc. Seama că la că să spunea pe da, aveam o audiență maximă la, la, la piesele mele. Primea la scrisoare acasă. Ce nebunie a fost, nu pot să spun. Deci, deodată Baniciu a apărut pe afiș. Baniciu, nu Fenix, știi? Și, și discul a vândut, a vândut. Și iar... uriaș, nu? <laughs> Ce l-a văzut cineva discul ăla? Păi nu pot să spun cum s-a vândut. Și atunci m-au chemat la ELECTRECORD și mi-au zis tu ți faci LP. Și mi-au făcut LP-ul ăsta celebru, LP Galben, care și ăla s-a vândut capita caldă. Da, și a fost baftă, a fost... Vezi, din noroc în noroc a fost cumva. Eu am zis că cel mai mare ghinion sau cea mai tristă perioadă a mea a fost plecarea echipei făine. N-a fost, a fost de bun augur. Au plecat în așa fel încât eu să rămân aici și să-mi fac treaba așa cum de altfel în, în adâncul sufletului meu mi-am dorit. Știi, fără echipă, fără presiuni din stânga, din dreapta și așa mai departe. În Phoenix era o mare concurență. Toată lumea vrea să compună piese. Iar Nicu decida tot, înțelegi? Singurul care a mai făcut, eu și capul am mai făcut câte o piesă, două. <coughs> da, asta pentru că îl susținea muzical pe Nicu cu orchestrații, cu părți scrise și așa mai departe. Eu și fiind uh, singurul cu conservator din Gașcă. Noi eram... Uh, Nicu era absolvent de arte plastice, eu de arhitectură, Costin Petrescu, care era tobar și el arhitect atunci. Dar eram o trupă de elită, totuși. Știam ce avem de făcut și eram frumoși și deștepți acasă. Și toată, de toată generația acasă, da. aia, în perioada au fost o, o grămadă de muzicieni super, super, da, super talentați. Da, da eram școliți. Și tot în zona Dan Aldea al iarăși, care a fost în Germania, un sigur, mare chitarist da, da, și un mare violonist. Da, da. Dar vezi că s-a pierdut și el. S-a pierdut. Că mi-au spus unii, au fost uh, în Germania și cântau acolo. Și la un moment dat s-au dus la o cârțimă de de western, de muzică americană, nu știu ce, și... Sau mirat, zice, domnul ăsta, nu e Alda, care cânta și la vioară, cânta și la gitară acolo, cânta foarte bine, dar nu-l băga nimeni în seamă, oamenii își vedeau de treabă, știi? Nu era ce era aici în România, știi? Deci în 78, gata, mici am nici explozie da, maximă. În 79, în 81, în 80 a ieșit discul la mic cu patru piese. Uh, și după aceea în 81 a ieșit al doilea disc la care m-am dus să-mi iau discurile de la, de la, la București la muzică și era coadă era coadă și m-am dus în față să-mi iau, că mi am primit două, două cutii cu discuri cum dădea electrecordul discurile tipărite pentru început de colecție și mi-a zis unul din spate, stai la coadă nu te băga în față și vizetoarea în a început să râde și mi-a dat discurile, bineînțeles că plecam la mare și discurile primele astea care se imprimau și care se făceau cadou Interpreților, cu serie mică de tot, adică ne. Da, uh, da, da. da. Și ăsta a avut, trebuia să fie Tristez Provinciale, să se numească, și am tras cu Doru a Preotesei și cu încă o gașcă din Timișoara. Deci, muzicieni foarte buni. Foarte bun, dură Protesei și acum mai vorbesc el, un clăpar de clasă. Cântă jazz, cântă, nu știu, ce stă în, în Suedia acum și ne vedem destul de des că vine destul de des acasă. Uh, era mi și Farcaș care în Germania tobar foarte bun, deci cu școală toată lumea. Uh, era Mircea Markovici uh, la bas uh, și așa mai departe. Deci, Doar muzicanți buni de tot. Adică toți da, a, ieșit, a ieșit, un album. Versurile și melodiile scrise Trăzi, total. Deci. Nu, 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 nu era. E Topârceanu, mai ales, mai aveam și eu vreo două. Erau culese, deci nu erau versurile. Nu erau versurile și mele, melodiile, dar, da. Sau, melodiile, da. Melodiile, da. Și s-au legat, s-au legat foarte bine. Foarte bine. A fost de un unde... Vers... Am avut o curiozitate întotdeauna, mai ales că știi că am studiat jazz în America și astea. Da. De unde acest, aceste influențe de jazz care ți-au făcut întotdeauna și acordurile astea și melodiile de astea? De la ei. Deci ăștia au fost prietenii mei în Timișoara. O gașcă din Timișoara. Ascultam uh, 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 ăsta, Ciulică, era mare, mare fan uh, uh, zimă basistul ăsta uh, uh, Jacob, Pastorius? Jacob Pastorius? da, studia Pastorius. Uh, uh, a era cu uh, uh, Weather Report. Weather Report cu Josan, nu ce. Și uh, cu ei am, am, dar am fost foarte în Timișoara a fost uh, uh, Timișoara a fost un refugiu al, al, al da, da, da. deci da. era unul, Paul Weiner un tip, un pianist foarte bun erau uh, Bebe uh, Jivănescu mi se pe care un saxist care avea trupă în casă în, în Timișoara erau mai mulți mai mulți. Au fost ăștia unii care au fugit în, de, 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 toți ca, Bebe sau, ca, Pisadă Shoni Imbre, tot așa se Imbre, Imbre, da, da, da. Ăștia, cred că era din Cluj. Shoni Imbre, Prisada, nu știu. Prisada, nu știu. Nu, nu, mai știu. Nu mai știu. În orice caz, nu Wertheimer îl chema. Ăsta... Ileana Popovici a fost cu un, cu, un, cu un, tip de jazz foarte, 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 dar nu-mi vine în cap. Radu Goldiș? Goldiș, nu, Goldiș e bucureștean. Da, îl țin mi da. din perioada aia. Dar Cum să nu? Da. L-am cunoscut cu el în Los nu, Angeles. Da. În gașcă, în gașcă se asculta, se asculta jazz. Iar la uh, întrunirile noastre, la cârciumă, la, în diverse locuri unde. unde. unde, po adesea să bem o sticlă de vin, să ne întâlnim, uh, se cânta jazz. Da. Asta a fost. Și iată că Timișoara merge înainte. A rămas, înainte. da, da, a rămas, da. da. Uită-te Gărâna, uită-te da, Timișoara. Da. Ce festival a fost astăvară. vara. Da. Da. În orice caz, lucrurile Timișoara a fost întotdeauna mi s-a părut un oraș mai spălat, având aici adică aici suntem în București, având acolo uh, și posturile de televiziune Sârbești, Ungurești și așa mai departe. Deci cu antene mai prindeai și altceva. Erau, erau nu erau atât de controlate și de, 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 de cum să vă spun, tăiate de cenzură muzicile și, și versurile și scriturile. Mă refer și la scriitori și la tot. Și deci 80, gata, star. Reconoscut. Da, 80 și ceva. Deja în 81 a ieșit uh, discul galben și pe mine m-a scos din uh, din, uh, din, uh, din sărăcie, aș putea să spun. Am primit la bani de la electric, niciodată nu mi-am imaginat că uh, se pot scoate atâția bani pe vânzarea unui album, că... Albumele erau ieftine, statul îți lua o grămadă, îți mai luau compozitorii Uniunea, îți lua și de acolo. Și tot, tot, tot am ajuns să-mi să, să fie bine. O bună perioadă, am mai cântat după aceea în diverse echipe. În deschidere la Roșu și Negru, în deschidere la Sphinx, în deschidere la uh, Progresiv Temen, în deschiderea... cântam o oră singur pe scenă. Cu chitară. Cu chitară. atât. Și la, la cenaclu, mele, și la Cenaclu? Și la Cenaclu. La Cenaclu mai puțin, că nu m-am prea înțeles cu Păunescu. Păunescu m-a uh, exclus, nu m-a exclus la un moment, dar m-a trimis acasă de pe scenă la Reșița. La foarte scurt timp după ce au plecat și în toamnă, eu au plecat în iunie și în toamnă au venit tot Cenaclu, au venit la mine acasă. Și am plecat la Reșița, o grădină imensă de, de vară, 3000 de locuri, extraordinare la Reșița. Și am simțit eu că ceva e în neregulă. Ei m-au invitat, colegii toți, Alda, Vintilă, Sânculescu, toată trupa, Chebac, toată trupa de, de, forță, de, era încă cenaclu în putere. Și Vaniciule, vii cu noi, gata, fin, hai. când am intrat pe scenă, i-a fost frică lui Păunescu. Că oamenii când, când am intrat pe scenă s-au sculat în picioare. Deci a fost, pf, mi s-a ridicat părul pe mine și mie, nu știu ce. Când m-au prezentat, nu știu ce, bani niciun, nu știu ce, s-a făcut liniște întâi și după aia s-au sculat în picioare și au început să aplaude. Pe că a fost frică. Ne-a convenit pentru că și el era pândit de ăștia. Da, da. În spatele lui era dita mai securitatea care... Observa tot. Aveau, aveau păreri, aveau păreri acolo. E, și după aia nu m-am mai dus la cenac, Acolo am simțit eu că ceva nu e în regulă acolo, deși el m-a chema, chemat, nu știu ce am zis, nu-mi nu plăcea înghesuia la de acolo. Începuseră să se toarne între ei, să, să, fie, să nu mai fie ce a fost cenacul la început. Da. Și, dar, cum să spun, azi eram cu roșu și negru, mâine eram cu mondial, poi mâine eram cu Sphinx, răz, păi mâine eram, aveam turne, nu mai eram acasă. Și a fost, a fost foarte, foarte, foarte bine. Deci, a fost un parcurs să zic eu, lejer și foarte prietenos, pentru că aveam în preajmă pe cei mai tari muzicieni din, din rock românesc, din Ce Roșu românesc? și Negru, sigur, Doamne. da, cu roșu și cei de la Roșu și Negru, cu Mitică, Tudan și cu Ordeanu și cu Ochescu și cu toți ăștia. Vali, plecați prietenic. deja, Vali Stoian, plecați deja. Uh, Or, da, el pleca și venea, Germania. el pleca și venea că avea, avea treabă, <laughs> Vali Stoian. Da, Vali Stoian e timișoran de al nostru și m-a luat și el cumva sub aripa lui, neștiind de ce. Da, deci am mulțumit la început atunci lui Tudor Vornicu că a făcut chestia asta pentru mine care a fost, cum să spun, o... o ca o oază de lumină și de, de, înțelegi, în întunericul ăla pentru mine a fost televiziunea aceea că n aveam cum, nu aveam nicio șansă în cazul în care, da, da, da. cazul în care el nu era, nu era vornicul să, să mai am primire și să-mi dea să-mi dea ce era al meu, de fapt, sincer. fost Doar niște... expunere. Da, da, a fost... Uh, uh, Emisiunile au avut și ei ce scrisori au primit și eu acasă ce a fost o nebunie. Deci am fost așa ca un o, ca o pată de lumină pe întunericul ăla de muzică ușoară că era muzica ușoară știi cum era cu, cu osanale cu dalea, cu, cu pupături și cu nu știu ce. Eu n-am făcut compromisuri și uh, mi-a mers mi-a mers și așa. Da. E, a fost, asta a fost. Iar după aceea. Așa a mers până în 89. Da. Aici, aici am o întrebare importantă, mai ales că știu parcursul mai departe da. și am, am citit și am studiat și uh, am așa o mare, un mare respect față de tot. de, toată, da. Da. de fiecare pas și fiecare da. Da. Uh, treaptă urcată. E clar că e nevoie și de, de baftă sau noroc în viață? Da, păi tocmai discutam de asta, că fără șansă uh, să știi că sunt mulți dintre uh, cei buni care merită, ar fi meritat să facă mai mult în viață, dar din cauza că n-au avut șanse sau pentru că n-au știut să ia trenul potrivit. Când ai prins un tren care uh, uh, ți se arată cu ușa deschisă și te așteaptă cineva în el sau ai merge pe o direcție care uh, care ar fi putut sau ar putea să ajungă undeva unde îți dorești, trebuie să te sui, indiferent cu, cu, cu riscurile pe care, pe, care, pe care le poți avea. Probabil așa, așa au crezut și colegii mei din Phoenix. Numai că trenul ăla nu mergea unde trebuie. Eu le-am spus, le-am zis, aveți grijă că Germania nu, nu umblă câinii cu copii în coadă. Vechea vorbă, da, da. 89 a venit Revoluția. Mircea Baniciu, super cunoscut, super tare, super... Da, am da? avut o perioadă destul, destul, de, destul de, de uh, ciudată, pusesem căsătorit, eram într-un divorț în 89, uh, Ma m-a cam, cam dermat uh, și faza cu foamea în perioad. Nu știu dacă era în țară în 89. Trebuia să stai la coadă după orice. Bine, nu era cazul meu, că aveam relații, aveam de toate, dar văzând atâta lume săracă în jur și atâția oameni prăpădici, oameni de valoare într-un anume fel, șușătea toată lumea pe la colțuri și nimeni nu mai avea răbdare, domnule. Când scăpăm? Când dracu scăpăm de asta, da. Și nu, început să mă gândesc și eu să plec. Și... Da, vreau să-mi pun chitara în vânzare și nu știu ce aveam deja. Unde? Cu... Aveam cumpărători de Unde? Deja. Unde? Aici, în București. Nu, de plecat unde? În ce țară? Oriunde. Oriunde, dar nu, aveam o grămadă de prieteni. Și în Germania nu mi-ar fi plăcut Germania. Dar aveam în Olanda, aveam în Suedia, aveam în state, Foști colegi de facultate care erau la New York și puteam să reau talentul meu de desenator bun și de uh, puteam să fac uh, decorații interioare și nu știu ce am și făcut în Germania cu o cunoștință bună de-a mea, româncă de acolo care era și ea designeră am ornat o cârcimă unor portughezi uh, și ca să-mi verific uh, cunoștințele dacă mai sunt în stare să da, și da, până la urmă am zis că e târziu. Când am ajuns în Germania și făceam chestia asta, deja aveam 50 de ani. Și am zis, tati, n-are niciun rost. La vârsta asta, să o iei de-a trebuie să, fii, să ai foarte mult curaj sau un pic de nebunie în cap, că altfel, altfel lucrurile nu poate să meargă. Și să nu te lași să... Nu... Uite, spre exemplu, cum cum e Nicu, că tot îl pomenesc pe coleg, fostul coleg de la Phoenix. Nu se lasă, tati, nu se lasă bătut. Bravo, mă, dacă poți și ai energie să, să, să poți să iei de -a capul de fiecare dată, mie mi se pare un act de curaj extraordinar. Da. Și în ce mă privește, eu sunt mai puturos, mai leneș. Așa îmi spuneau ăștia în școală, că e talentat, are minte, dar e puturos. Da. După 89, ce s-a întâmplat? Imediat după Revoluție. După 89 l-am -am luat pe Cnejevici, Vladic Cnejevici, colegul meu din Timișoara, un prieten cu care am rămas până astăzi, care e clăpar și am zis Hai să o facem, să cântăm pe unde putem. Și întâmplător am început să mergem și fără trupele din deschiderea pe care o foloseam înainte. Deci foloseam trupele ca mă invitau ei să cânt în deschidere. Și ușor, 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 ba niciun stânga, ba niciun dreapta, acompaniat de o claviatură. Cu care am făcut uh, am făcut uh, primele demersuri pentru primul album, secunda, secunda 1, cu Vladi, pe care l-am și orchestrat împreună l-am făcut și a ieșit, a ieșit, pardon, primul album Secunda 1, care a fost foarte bine primit, și uh, mă rog, uh, vizibil, deci a fost un eveniment uh, vizibil. După care a urmat secunda 2, am mai făcut un album, uh, am avut ceva probleme cu, cu, cu gâtul, secunda 1 aveam probleme cu un polip pe coardă și mulți din ăștia din Timișoara care folosesc uh, Cumva, ca inspirație, muzica celor de la Bielodugme, o trupă din uh, Iugoslavia de vre vremea aceea. Bielodugme înseamnă nasturele alb. Frumos nume, ce grozavă, uh, grozavă titulatură. Uh, toți, uh, uh, toți cântau ca solistul băieților de la Bielodugme ușor răgușit. Da, să aceea presiunea. Și când m-au auzit pe mine, când te răgușit, au zis, asta e, tată. Asta e. M-au <gâmpără> și felicitat. În sfârșit, ți-a revenit glasul. Nu zic, nu mi-a revenit glasul. O să mă operez și o să-mi treacă. Da. Mie, vo mie nici... Vocea mea nu... nu... Nu mi-a displăcut, dar nici nu mi-a plăcut. Vreau să cânt altfel decât eu. Eu mă vedeam cumva altfel. Și în timp am constatat că tocmai vocea, vocea mea a făcut, cum să spun, parcursul și muzica Phoenixului mai, mai interesantă. Deci, cu vocea mea povesteau și unii și alții, George Stanca, Dumnezeu să-l ducă și pe el acolo la el uh, povestea. Zice, când au apărut Fenix și cu Maniciu, zice, cu vocea asta de, zice, de preot, de țircovnic, de nu știu ce Dumnezeu, zice, a spart lumea, toată lumea zice, cine să ăștia și de ce sună atât de bine. Da. Mai aveam încă o chestie, ca un compliment pe care l-am păstrat și nu mi-am dat seama despre ce se întâmplă. Mă rog, discutând acum despre muzică, uh, mi-a zis unul dintre, una dintre cunoștințele mele, Mircea Romcescu, care da, da, e un tip foarte muzical și muzician. Adevărat, zice, tu ai un mare, mare avantaj. Zice, domnule, tu nu falsezi niciodată. Ăsta fiind violonist, da, zice, da, zi, da, zi, da, la pentru violă îți trebuie o reche perfectă să știi să priz exact ce trebuie acolo. Zice, tu nu falsezi, ăsta e, e, e punctul tău foarte. Eu nu mi-am dat seama de chestia asta. Abia după un timp am început să-mi ascult înregistrările și să-mi dau seama că așa e. Deci nici în film, nici unde. Vocea mea se auzea peste tot pentru că eram exact acolo Totul. unde trebuie. Știi? Și mare lucru să păstrezi, oh. ca solist vocal, să păstrezi... Relarea între voce și ureche. Exact, să păstrezi notele pe care le cânți intacte, curate. Știi? Incredibil de greu. Da. În timp, caracterul vocii se schimbă, că, domnule, îmbătrânim, mai scădem din toți, ne ducem mai jos. Au grei la un moment dat, adică după Revoluție, a fost o perioadă mai grea sau...? Am, o singură perioadă am avut mai grea cu discul ăsta, secunda 1 pe care l-am tras și uh, eu m-am lăudat întotdeauna. cu. Am fost un tip, n-am fost uh, un, uh, un om care a risipit agoniseala lui. Am fost chip, chip, chipzuit cu, cu, cu munca mea și cu banii mei, și în așa fel încât n-am dus-o rău niciodată. Deci, după ce, am plecat, după ce am plecat din zona în care eram, de fapt, căsătorit, mi-am cumpărat imediat un apartament chiar în Banu Manta, vis-a-vis -vis de primăria sectorului. Veneau toți pe la mine și erau un dute vină la mine burlac fiind da, da, și având și un apartament la îndemână în Buricul Bucureștiului, vă dați seama, îți dai seama ce era acolo. Și dar, cum să spun, ușor, ușor relațiile, relațiile au mers înainte până când a venit Vintilă, printre uh, cei care uh, mi erau musafiri, Mircea Vintilă zice, eu făcusem deja secunda unu, zice, nu vrei să orchestrăm să orchestrăm un album pe care o să-l fac eu și cu Pitiș. Jumătate de album uh, era cântat de Vintilă și jumătate cântat de Pitiș, cu piese ale lui Vintilă și traduceri uh, traduceri de-a lui Pitiș. Pitiș a tradus din Dylan, a tradus din Kings, din, a tradus din diversi, deci uh, uh, englezi deci muzică, din muzică englezească. Traduceri care erau făcute foarte bine și uh, am zis, hai să ne apucăm să facem. Eu făcusem deja discul, intrasem în mână, Vlad, de avea clape, aveam tot, cam tot ce ne trebuia. Uh, Compactul primise cumva cadou studio Migas Real Compact, nu știu, ce aveam și cana o sculă de 24 de canale pe care cu mixer și pe care deja puteam să ne facem de cap, pentru ora era fantastic. Jucărie. Da, era fantastic. Da. Și am orchestrat un disc care se numea Nu trântiți ușa. Așa se numea uh, uh, discul Pitish", Pitish și și vintilă niște piese atât de frumos au ieșit și atât de frumos a ieșit albumul ăla. Zic, de ce nu l redite și să-l pui în, în vânzare? Că eram și noi pe afiș, eu, Knejović și Baniciu. eram. Noi eram la, cum se spun, chitări și la, la uh, orchestrație și uh, în studio, tot imprimând, uh, și avea un prieten care lucra, uh, care avea o, o firmă, Blue Ridge International se numea, import-export cu China, cu Alea, cu nu știu ce, tot uh, de-ai noștri era, dar un tip foarte fain, ne, ne iubea foarte tare și mă zice, nu vreți voi să cântați în continuare împreună? Și m-am gândit, mă zic, să vedem cât de capricios sunt ceilalți doi, că îl ne pe Piti și e mai ciudat, așa, vintilă, am avut legături, normal, eram împreună în, în niște condiții, dar nu în asemenea măsură încât să, să, să ne adunăm. Și a zis: zice, Vă plătesc eu, Zice, facem o chestie. După Revoluția asta. După Revoluție. Și fac, eu vă plătesc proiectul ăsta. Eu sunt producătorul unui album pe care să-l faceți împreună. Între timp, cu câteva luni înainte, noi am fost la. Uh, cu Vâlcea, era iarnă, era frig. Ben, eu, când, eu terminam spectacolul, încheiam spectacolul. Și bineînțeles, cântam și phoenix cântam și piesele mele și tot felul de... Uh, și la final, și Pitiș fiind în spate, în echipa din spate, phoenix cânta cu alt solist la... Uh, mă certasem cu Nicu, cânta cu alt solist la sala Palatului. Deci Phoenix fără maniciu era la sala Palatului. Și Pitiș nu prea înțelegea cum se poate așa ceva și mă rog, am avut noi niște discuții. Și la final a declarat Pitiș, printre altele la microfon, zice a fost Mircea Maniciu și formația Pasărea Colibrii. Pasărea Colibrii era și Ducu Ducuberții, Vintilă, el, Stănculescu și așa mai departe. Toată gașca de cenacliști care erau în spatele meu și eu în față cântând. Au cântat toți cu mine, știi? Nu crezi că primește asta la uh, radio, scrisori și uh, telefoane și nu știu ce? Când mai cântă pasărea colibri? Și l-a spus, la mișto, doar așa. Da, el a dat așa. Și zice, de unde ți venit pasărea colibri? Întrebau uh, unii. Zice, l-am de degradat pe baniciu de la cea mai mare trupă. Mai... La... De la cea mai mare pasăre la cea ce mai mică. <laughs> că pasărea colibrii, ce dracu' mă Și eu ziceam, mă, ce o să spună lumea? Că... Mă, până la urmă s-a învârtoșat numele ăsta. Și a rămas un titlu. dar Am început să răm să facem. Și primul album, care, uh, pe care l-am tras în, în studio, s-a vândut polonezul ăla, nu? era un polonez care făcea business. Toți bișnițarii de casete și de CD-uri au cumpărat matrițele, înțelegi, și l-au vândut. A fost o -a piraterie azi. îngrozitoare. Înțelegi? Până la urmă, Paul Nancă a cumpărat și el proiectul de la ăsta și, și așa mai departe. Noi n-am câștigat aproape nimic din, din toată chestia. Putem să ne bucățim la ce vânzare a fost. Și... Deci ăsta a fost Nu Trântiți Ușa, primul album care a bubuit, a bubuit efectiv. După care a venit cântece de bivoac, a venit încă patru albume am tras în total cu, cu pasărea colibri. Deci asta a fost o perioadă în care am plecat prin toată lumea. Deci nu ne mai fiind priși închinși de Ceaușescu și de securitatea lor. Aici am fost peste tot. Deci Germania, Franța, Belgia, în Europa, toți românii, Anglia, la mergeam la românii noștri, nu. Da, și în state am făcut nu știu câte și în state, în Canada. Uh, turnee, turnee. Ultimul turneu în state și Canada a fost uh, două luni și jumătate. Îți dai după, Am plecat în februarie și am venit. Nu, am plecat în ianuarie și am venit în martie. Știi? Și din ce în ce mai bine. Deci mulțumesc lui Dumnezeu, că, uite și asta, asta a fost o șansă care s-a ivit dintr-o întâmplare, înțelegi? Pe care am luat-o drept valabilă, fiecare dintre noi, înțelegi? Fiecare dintre noi a fost o șansă să ne unim, că ne întrebam unii cum puteți sta împreună, că fiecare dintre voi are căpoșenie, fiecare dintre voi este un nume până la urmă și cum ați reușit să le puneți la Uite, s-a putut. Da până când a murit pit Pitiș. Dumnezeu să-l împinească, da. S-a dus și atunci s-a uh, cum să spun, atmosfera s-a mai într-un fel s-a relaxat, zic eu. Înțelegi că nu au mai fost atâtea spectacole, nu au mai fost uh, nu știu ce. Am încercat să continuăm într-un fel sau altul cu invitații. Cu Radu Gheorghe cu Marius Bațu cu uh, și așa mai departe. N-a mai fost să fie. Același. Da, n-a mai fost să fie. Este ca. Mircea Baniciu credincios? Da. Da. Da, bunicul meu m-a pus uh, în genunchi în fiecare seară. Să mă rog la Dumnezeu pentru ce, ce mi-a dat și să știu să fiu curios de ce mi-aduce ziua de mâine și de fiecare dată când uh, merge sau când nu merge să știu să-i mulțumesc. Mă ducea la biserică în fiecare duminică, mă știu, să-mi să pacheta frumos, să-și punea costumul, și punea toate și mă ducea la biserică să cânt acolo cu ea. Deci cântam, știam cântările bisericii. Erau bisericuță în piața Crucii, în Timișoara. Și mergeam, mergeam cu bătrână. Până când el a îmbătrânit, eu am plecat de acasă. Mă duceam la școală mai des, dar asta ă, astea le țin minte duminica, când se bărbiera moșul, se parfuma de geacul se dădea cu lavandă, se aranja, nu știu și loc, punea costumul, pălăria și bastonul. Aveau pantofi cu scârți pe vremea, aia, baston de abanos, nu știu ce. Ieșea mosul, îl salutau toate babele, ce frumusețe de băiat. da, și mă lua cu... Singurul pe care îl lua cu el la biserică era eu. Și mi-a rămas, mi-a rămas. Am mulțumit lui Dumnezeu de fiecare dată când am avut un, un eveniment mai plăcut. Și mă mai duc la biserică din când în când, dar nu mi se pare biserica locul ce mai potrivit. Cel mai potrivit eu, locul Dumnezeu e noi, în fiecare dintre noi. Știi? Și biserica mi se pare încă puțin, puțin mai departe de, ce am, de ceea ce simt eu. Noapte bună! <laughs> Cum este Mircea Baniciu ca... Publicitate. Ca bunic. Cum este ca bunic. Nu știu cum o să fie. Păi eu aștept evenimentul. Toți mai au, toți colegii și prieteni. Cum se gândește că o să fie asta? Cum, cum te gândești că da. să fie? Toți prietenii mei îmi spun... Cât mai are? Trei luni sau cât? Uh, în iunie este. Iunie. Uh, aprilie, da, aprilie, aprilie mai, aprilie, 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 mai și iunie. A vorbit cu da, Cristina acum da. câteva zile. Da, evita de ea. E foarte foarte făluoasă cu ce -i, să, -i, să -i se întâmple. Și se pare că se înțeleg bine. Deci copilul ăla va crește într-o atmosferă civilizată și el e, soțul ei, e un timp fain și familia lui e foarte bine făcută și aranjată și ei au un business de asta cu restaurant și cu o treabă foarte bănoasă pe care o, o pun în aplicare în fiecare bar. Deci vara, vara câștigă niște bani și după aia au ei treburile lor, el și cu taică sunt. Da, dar foarte bine. Cumva și sunt niște oameni modești și la locul lor și își știu de lungul nasului. Asta e foarte important. Asta mi-a plăcut la Ana. Că a stat și a sta și a ales. Înțeleg? A ales bine. A avut din ce alege, că chiar domnul i a făcut curte destui. Și a avut din ce alege și foarte bine. Bravo, s-a hotărât să... Și mi-a spus, zice, mă mărit și fac un copil, clar. Nici n-a trecut o lună, un trimestru sau nu știu cât, că s-a măritat și paca și-a rămas însărcinat. Bravo, mă! Câți avea Ana când te-ai dat seama că să facă muzică? Ana? Aveam uh, o verișoară uh, care uh, era și o mătușă, mă, mătușă mea, sora mea, era în Noțelul roșu. și vară mea era acolo în familia aia, care la un moment dat a terminat școala de muzică, liceul de muzică, și după aia conservatorul în Timișoara. Și ne vedeam destul de des cât era în Timișoara, după care ea, devenind profesoară, s-a dus la Oțelul Roșu și printre cunoștințele ei, uh, printre cunoștințele ei, era doamna... Uh, nu mai vine în cap acum... Uh, uh, Directoarea sau profesoara uh, echipei uh, corului Alegreto. Și o să dau telefon să întreb, că nu bine vine capăt De, okay. pe moment, este un lapsus. A auzit-o da. pe Ana. Și a auzit-o vara mea. Și a zis, nu vrei să uh, o duc pe Ana să vadă la cor, dar era mică, Ana avea 4-5 ani. Și să o duc la cor, să nu știu ce. Mă zic, nu știu, crezi că am întrebat-o pe că să tu ce părere ai. Lasă-mă, zice, decât să stea aici, în casă, să se uite la televizor, mai bine să se miște și să vadă cum e cu muzica. Și într-adevăr, au primit-o, au, au făcut un concurs de aptitudini să vadă ce știe și au primit-o din prima, că avea și ureche, și ritm, și tot. Și memorie foarte bună, știi? Și nu-ți spun că după trei luni de zile de coră, că se ducea săptămânal, o dată pe săptămână, cu mai s acolo, eu eram plecat în turne. Vino că nu știu ce o să se întâmple, că primul turneu care l-a făcut au plecat în Rusia. Iarna, Știi cum sunt vagoanele bag alea rusești? Vagoane de dormi s-au da, da. dus până la Leningrad, un vagon de la o săptămână au făcut. Dar copiii îți dai seama, se jucau copii. Și uh, acolo au avut o, o chestie care era instaurată în corul la o, o disciplină foarte mișto. Cei mai mari se ocupau de cei mai mici. Deci era așa, la da, rând. da, da, da. Și bineînțeles și profesori și nu știu ce. Păi după care Ana, intrând și crescând în coro cu coro ale Gretu, a învățat repede toate piesele, era pus în față, era mascota trupei, că era tu că cea mai și că era acolo. Și bă, mi-au dat lacrimile de câteva ori când am văzut-o, doamne, am da? și acum niște filmări care nu mă pot la lacrimile de câte ori le văd. Și ei au crescut împreună, deci au cum am avut noi la armată, nu știu dacă ai făcut armată, rămân rămâi pe, pe o viață întreagă cu niște prieteni care nu se mai șterg, pentru că sunt niște momente unice, copilăria fiind cea mai frumoasă, dacă au crescut acolo. Și la un moment dat m-am uitat pe pașaportul ei, avea o grămadă de vize, mult mai multe decât. Avea Japonia, avea Australia, avea uh, Mexic, avea nu cu știu unde. cu alegret o a văzut toată lumea. lumea. Corea, China, India, uh, eu pot să spun unde, pe unde, am, pe unde au fost. Și acolo s-a format, Ana. Deci a fost o educație pe care și-au făcut-o și ei. Disciplina. Și disciplină. Și disciplină, ei între ei copii. Știi? Nu știu dacă stătea acasă, ar fi avut, cum să spun, educația asta atât de, de, de cum să spun, de ordonată și de, de bine, bine orientată, știi? fiecare dintre, nu toți au rămas cu muzica în cap acolo, cei din coro Alegreto, mulți dintre ei sau multe dintre fete, care erau mai multe fete, și-au găsit locul în alte părți, puține, câteva, una sau două, și-au mai, și mai găsit loc în trupe sau în televiziune sau nu știu ce. Păi a făcut după aceea școala de televiziune, a făcut ASEU în limba germană, a făcut, nu mai știu câte, n-a mai făcut, înțelegi, și zic, s-a apucat să cânte. Și am zis, Mă, când ai făcut atâtea lucruri interesante, de ce te duci să cânti cu unii și cu alții? Că nu nu-i, ești nu cel mai bine primită acolo. Concurență foarte mare a fost și la Lala la Band, unde erau toate fetele alea care intraseră înainte ei și multe dintre ele, uitându-se ciudat așa la ea, că venise mai târziu, uh, ai grijă, zic, nu te băga unde, 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 nu, nu o să-ți fie ce trebuie. Dar zice, tu cum ai făcut? Păi și tu ai făcut școală, ai făcut alea <gântu -i> și până la urmă te-ai trăit cu chitara în mână până la bătrânețe. Și curme, Doamne ajută, Doamne ajută, da. Am văzut un cadou extraordinar de Best of Mircea Baniciu. Best of, ultimul, sunt trei da. albume. Superb, și e cu superb. Ce reorchestrate multe da, la cu poze din mea, da. 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 Nu vreau să-l fac da, geloși, da. dar e, e, superb și abia aștept să-l ascult. Da. Sunt... Noi, noi, încă avem CD în mașină. A, e perfect atunci, da, da. 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 Îl eu am... la cărturești, nu? Da, da. I-am spus și soției mele. Dacă mai vreau, cred că mai am unul. Nu știu dacă. Ia mai Mulțumesc, Mulțumesc da. mult, 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 o să rămân. Mulțumesc, mult, mult, mult. O să-l găsești la cărturești. Dacă nu, vorbești cu mine și ți-l trimite pachet, Alina. Da, soția mea. Da. Susținem artiștii. A, da, corect. corect. Da. Ce urmează pentru Mircea Băniciu? În vara asta turneu sau ceva? Nu am așa planuri de viitor, dar... Măcar o să mă așa. Am, ceva de... dăm -mi și mie geanta puțin. Am, a... Da, există turnee, există cerere în continuu, nu? Da. Sunt deja spectacole care sunt amate, sunt... Sunt... Uh, și până aproape de sfârșitul anului. Și nu mă grăbesc și nu... nu... Deci în fiecare an există, 40-50 bag... de concerte există, cel puțin. Da. Da. Nu mă mai bag în chestiile astea. Asta e, alb, alb, e un alt. Uite, deci cred că ăsta e. Uite-l aici. Mulțumesc frumos, România. Mulțumesc frumos, Romana. Asta ar punem acolo. Cred că e perfect. Mulțumesc, mulțumesc mult. Ce face Mircea Baniciu acolo, unde stă, în zona unde stă, nu vreau să spun unde, zilnic, la pădure frumos, ce faci? Da, eu mi-am dorit, ca orice, cum să spun, artist care a umblat a domnului Aiura și nu, nu totdeauna Aiura, dar un pic de liniște. Și am zis, domnule, uh, după ce ai împlinit o vârstă, o vârstă pe care o am eu, îți mai dorești să-ți fie bine și liniște. În sensul că atunci când ai din ce, ai cu ce, ai, cu ci, ai și cu cine și ai și unde, ideea este să-ți găsești un loc în care să te simți bine tu, la tine acasă. E foarte important. Așa cum văd că ai și tu aici. E frumos, e e, e, e elegant, e frumos. așa trebuie să trăim după un, anume, după un anume timp. Tu ești foarte tânăr, nu, nu mi-am dat seama. Da, se vede pe tine. Dar cam barbar. Da, da, da. Nu credeam că ești atât de tânăr. Da, să-ți dea Dumnezeu pe măsură și să-ți fie să -ți fie bine în continuare și ai energie să faci tot ce trebuie. Eu mă mai potolesc puțin și caut doar evenimentele care să fie, care să fie să-mi să placă și să fie bine retribuite și să nu, să-mi facă cinste într-un fel, să nu fie să nu fie mă rog ce nu trebuie. Neobositoare. părerea. Da, sigur. Da, dar le orice e posibil la un moment dat mă uitam chiar la, la, una dintre emisiunile, că mie mi-e e foarte simpatică asta mică, Irina Limes. Și uh, a apărut la un moment dat la sala Palatului și băiatul ăsta cu dragostea din tei. Cu, știu, Dan Bălan. Dan Bălan. Da. Am fost toți invitați la concert la ea și de da. -am Apropo de șansa uh, pe care unii o au, înțelegi că noi când am auzit cântecul ăla am zis că e o prostie. Înțelegi? Toți ăștia, muzicanții, muzicienii din București și din toată zona. Ce dracu e chestia asta. Eco, cântecul ăla se cântă în China, în Japonia, în Corea, în Australia și peste tot, tot planeta. Am văzut niște documentare despre, despre Antarctica. S-au dus unii în Antarctica și nu cred că erau eschimoși dar cântau dragostea din tei Înțelegi? Așa ceva, un asemenea impact, înțelegi? Și nu, nu pot să spun că e o piesă filozofică, că e un cântec care să, să lege o muzică, care să aibă un, un, un substrat muzical sau de text. Așa a fost să fie. Așa a fost să fie. Ăsta a fost norocul lui. Păi băiatul ăsta, cred că și acum, până la sfârșitul vieții, o să câștige din cântecul ăsta bani. Și nu bani întâmplător. Că noi ne uitam că, uite, sunt interpreți cu Probabil au să spună și despre mine că eu sunt uh, interpretul care cântă Andrii Popa și alei cântecul meu. Și uh, cu, asta, cu asta o să mă duc. Dar sunt mulți alții care, spre exemplu, uite, am fost la un festival în Polonia, și acolo era unul cu pălărie, cu cioc, cu țăcălie, se ță luau ziariști de el. Uh, belgean sau. Uh, erau doi pe care eu i-am analizat. Era ăsta. Daniel Gerard îl chema, Daniel Gerard, care a făcut un singur cântec cu care a, făcut, a devenit milionar. Butterfly, o oh, butterfly da. Yeah. Yeah. Asta. Și mai e încă unul olandez, Oscar Benton, da, cu bui, 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 dacă îi spui bui, 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 ăla e, înțelegi? Da. Da. Mai știi alt cântec no, de Oscar no, Benton no. sau de uh, Daniel Gerard? Sunt oameni care o lovesc odată. Și bine, înțelegi? <laughs> și după aceea lucrurile merg firesc în ce îi privește. Știu? Dacă ar fi să uite cineva la noi peste 100, 200, 300 de ani și ne-ar ne -ar vedea într-un metavers sau nu știu în ce fel de uh, aplicație a inteligenței artificiale și ar vedea acest interviu, care ar fi, în câteva cuvinte, în opinia lui uh, Mircea Baniciu uh, și mulțumesc mult pentru. A, și a fost onoare pentru mine că ai venit la mine. Da, da mulțumesc. În mulțumesc da. tot, tot sufletul meu, da. care ar fi un sfat pentru generațiile următoare sau în general? Băi, bucură de viață, fii fericit. Adică, care ar fi sfatul în urma întâmplărilor și evenimentelor uh, și experiențelor acumulate de-a lungul vieții de o persoană cu atâta experiență? Eu chiar că am adunat experiență în anii ăștia mei, uh, Ideea este că lumea se schimbă extraordinar de repede. Deci în ultimii 10 ani s-au schimbat niște lucruri esențiale și în repertoriul nostru și în modul de gândire. Și în modul de gândire și de acceptare a muzicii în general, pentru că există mediile astea care ne-au făcut praf într-un fel. Nu mai avem liniștea pe care o avem înainte. Cred că lucrurile Sper să nu degenereze în, 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 în așa un, într așa un fel, sau într așa un hal, încât uh, uh, să nu mai ajungem la noi înșine. Pentru că uh, ajunge la tine însuți, îți trebuie liniște, îți trebuie un pic de liniște sau poate din ce în ce mai multă liniște. Iar uh, uh, ceea ce trăim noi acum este, în ceea ce trăim noi acum este un zgomot infernal, mult zgomot și foarte puțină substanță. Deci, foarte mult zgomot și puțină substanță. Deci, părerea mea este că nu știu ce o să fie în viitor. Eu sper să mai trăiesc cât mai trăiesc și, și să mai trăiesc bine. Dar e uh, nevoie de liniște. Exact. Asta e important, să avem liniște. Dar e nevoie și de liniște. Pentru a ajunge la gânduri, la, ce, la idei, la, ce, la noi înșine. Doamne ajută, mulțumesc mult Mircea Băniciu. Și eu. Mult succes, o onoare să te am aici. Doamne ajută. Mulțumim și vouă, mulțumim Kaufland și mulțumim tuturor celor care ne urmăresc. Vă mulțumim mult, vă iubim și ne vedem săptămâna viitoare.